mulți oameni au pasiunea de a colecționa, de la șervețele până la timbre sau de la obiecte de artă până la mobilă veche. Inginerul Cristi Dumitru, împreună cu frații săi, au strâns jucăriile din copilărie, pe ale lor și pe ale altora. Prin anii 80 mi-a venit ideea că ne-am dat seama că jucările din anii 70 nu se mai găsesc decât practic în colecția noastră, pentru că o jucărie practic nu e făcută să fie colecționată. E un obiect, copilul ia, îl strică. Cred că momentul decisiv a fost 1983-84, când am revenit în București după satisfacerea stagiului militar și toată lumea se aștepta să devin un student matur și să nu mai fi preocupat de colecționatul jucăriilor, însă mi-au plăcut atât de mult încât am continuat. Gândul domnului Dumitru de a așeza toate jucăriile într-un muzeu s-a concretizat după anii 90. Numai că noi, fiind trei frați, ne-am trezit că avem strict un muzeu al jucăriilor al băieților, ca să spun așa. Așa că am început cu disperare să caut, chiar și eu și frații mei, să căutăm păpuși, să căutăm ursuleți, să căutăm alte leagăne de copii, cărucioare pentru păpuși, lucruri care nu ne-au însoțit copilăria, poate cel mult le vedeam la verișoarele noastre. În ultimii 40 de ani a reușit să strângă o colecție de peste 15.000 de jucării și obiecte ale copilăriei românești. Ideea noastră de a realiza un muzeu a implicat și multă documentare. De câte ori am avut prilejul să ieșim în afară, am mers la orice muzeu al jucăriilor era în apropiere. Am fost în Colmar, am fost în Paris, am fost pe Valea Rhinului, la multe muzee, pentru că acolo e un lucru banal. În 10 în 10 localități există un muzeu al jucăriilor, în timp ce poate la noi suntem printre primii care am adunat un volum demn de un muzeu. Multe dintre jucării au fost primite din donații. Și jucăriile au totuși o valoare, deci o jucărie perfectă la cutie costă foarte, foarte mult, așa că nu ne-am permis să o cumpărăm și a trebuit să cumpărăm două, trei jucării la fel, ca să reușim să facem una demnă de asta într-o colecție și într-un muzeu. Expoziția este și o istorie a jucăriilor de altă dată. În Muzeul Jucăriilor găsim de la obiecte aduse din străinătate până la cele fabricate în România în ultima sută de ani, în fabrici care astăzi nu mai există. Noi am insistat ca peste 90% din jucării să le cumpărăm din România, adică să reprezinte o parte a copilăriei românești. Sunt jucării fabricate în România, jucării care s-au găsit în România, aduse din fostele state socialiste, exact jucăriile care se găseau în librării în anii 60, 70, 80 și, bineînțeles, și o parte de jucării mai deosebite care erau aduse pe diferite căi. Este și o istorie a basmelor inventate de fiecare copil în parte pentru jucării simple, primite după ce a trebuit să fie cu minte cel puțin jumătate de an. Mi s-a întâmplat să găsesc o jucărie din anii 30 în, să zic, în lada cu jucăria unui copil prin anii 80. Deci de trei generații jucăria era în familie și încă rezista. Din cauza aceasta chiar s-au păstrat puține jucării românești, pentru că ele au fost folosite și refolosite și iar refolosite. Este o noutate că în copilărie cei mici reușesc să construiască jocuri diverse, complicate și palpitante din obiecte simple și comune. Orice poate deveni o adevărată împărăție. Este vorba despre acest căluț. L-am primit în jurul vârstei de un an, cred. Aici este o poză cu mine în acea perioadă. Este un căluț făcut în stilul epoci, adică material textil, un schelet rigid de sârmă și un pluc cu paie. El este fabricat prin anii 50, eu l-am primit deja puțin uzat, poate prin anii 60 și mi-a însoțit o mare parte din copilărie. Este o jucărie care nu face practic nimic, deci nici măcar săracul nu poate să miște picioarele pentru că e rigid și trebuia să-ți imaginezi că se întâmplă ceva cu el. O țin minte că mă tăvăleam pe jos și căluțul mergea din bucătărie în sufragerie și tot așa trecea printr-o pădure închipuită, bineînțeles, și săracul chiar are.
Cu atât mai mult, copiii care au trăit în anii 80-90 au avut puține jucării, dar multă imaginație. Primeai o jucărie, erai obișnuit să ai grijă de ea în anii 60, pentru că alta nu mai primeai. Erau, mai să zic, cel mult 3 jucării pe an, plus cele care ți le aduceau unchii tăi când veneau în vizită, sau erau rare ocaziile. În general, nu era stilul zilelor de astăzi, când orice ieșire în parc, la colț, la mall, la librărie, orice copil se întoarce cu 2-3 jucării acasă săptămânal, de care chiar se plictisește în câteva zile. Muzeul Jucăriilor nu are un sediu al lui. Călătorește prin țară acolo unde este chemat. Iar acum, o parte din colecție se află în București, în Muzeul Național de Istorie a României. În urmă cu 10 ani, acum peste 10 ani, am avut prima expoziție aici și am revenit. Din când în când, la câțiva ani revenim, de data aceasta cu probabil cea mai mare expoziție de jucării care s-a organizat în România vreodată. Un vizitator de 40-50 de ani nu e impresionat de o jucărie din 1900, care era foarte bine făcută de o firmă germană, el e impresionat de jucăria care a avut-o în anii 50-60. Este și o colecție sentimentală, în același timp nu atât de valoroasă prin valoarea exponatelor. Expoziția jucăriilor de la Muzeul Național de Istorie este însoțită și de o colecție de reproduceri ale unor fotografii cu mulți copii și jucăriile acestora din ultima sută de ani. Când ne-am dat seama că avem prea multe ca să le ținem în casă, am început să organizăm aceste expoziții, pentru că chiar asta era bucuria noastră cea mai mare, să le împărtășim cu ceilalți, pentru că, hai să zic, 10 vitrine în dormitorul tău și încă 10 pe hol îți creează o bucurie ție și prietenilor tăi, dar venind în cadrul muzeilor am putut să oferim această bucurie miilor de oameni. În cadrul expoziției au fost instalate mai multe table de scris pe care vizitatorii mai mari sau mai mici pot să-și exprime cu cretă colorată impresiile, dar și talentul artistic. Oamenii, să zicem că au fost foarte, foarte încântați, foarte deschiși și foarte surprinși de proiectul nostru. Am văzut generații diferite venind și vizitând expoziția, de la bunici cu nepoții, părinți cu copii, și încercau și își aminteau, rememorau momentele din copilărie și le povesteau nepoților sau copiilor despre aceste momente. Jucăriile nu stau doar în București. Am reușit să realizăm, cred că, aproape 50 de expoziții cu piesele asociației. Fiecare jucărie are o poveste a ei. Fiecare jucărie a fost martora unei emoții, a unei lacrimi sau a unui vis împlinit. Putem să spunem că în expoziția Tezaur Istoric sau Copia Columnei Traian există o rigoare așa intelectuală pentru vizitatori, o mai mare pretenție din partea lor, dar încă de la intrare întâmpinăm așa cu un spirit foarte copilăresc, ludic, dacă putem să le spunem, și pur și simplu fețele lor se luminează, își rememorează timpul pierdut în căutarea timpului pierdut, dacă am putea să spunem chiar așa. Bineînțeles că nu erau foarte multe jucării în vremea comunismului, sau erau acele jucării în toate librările, deci nu era o foarte mare diversitate, numai că din acestea am selectat cele care ne-au plăcut, cele care ne-au însoțit copilăria mea și a fraților mei, și în felul acesta, la începutul anilor 90, aveam o colecție destul de mare. Unele jucării s-au ascuns în sacul lui Moș Crăciun, altele au așteptat cu minții cizmulițele așezate la ușa casei în seara de Moș Nicolae. Unele au fost cumpărate cu ultimul ban din portofel, poate au tremurat pe tarabele reci ale piețelor, în timp ce altele au stat la căldură în vitrinele magazinelor de lux sau au ascultat muzica de la bâlciuri. Oricum ar fi, toate jucăriile au fost martorele cel puțin al unui zâmbet. Au fost reacții de la bucurie, deci pe asta am avut-o eu, deci era o plăcere să stai incognito, să zic, prin sălile de muzeu și să vezi adulții arătându-și, uite, asta am avut eu, asta a avut-o fratele meu, asta a avut-o sora mea, și pe asta ne-am certat, pe asta am pus și asta am tuns-o, ne-am supărat și am lăsat o cheală, sau asta o avea vecinul, mașinuța cu pedale, o avea doar vecinul de la 3.
Fiecare jucărie are o poveste a ei, a fost martor a unei emoții, a unei lacrimi sau a unui vis împlinit. O jucărie foarte, foarte complexă, realizată inițial la bucuria copiilor, după aceea la fabrica Metaloglobus din București. Este o jucărie din tablă litografiată, cu elemente, foarte multe elemente cromate, geamuri din celuloid, mecanism cu volante. El este, de fapt, o copie după jucărie japoneză. Cea românească a fost personalizată, precum vedeți, are emblema T și V, puțin își mai aduc aminte, de fabrica de autobuze, Tudor Vladimirescu, săracul, nu știu, n-a avut nicio treabă cu autobuzele Tudor Vladimirescu, dar fabrica de autobuze s-a numit mulți ani Tudor Vladimirescu și toate autobuzele și microbuzele aveau un T, o literă T și V într-un cadran. Mascota expoziției este un autocar ONT. Fabricat în România comunistă, din tablă, era foarte scump la vremea lui. Costa aproximativ cât două concedii. Este probabil cea mai plimbată jucărie. Nu este jucăria mea, mi-am luat-o în jurul vârstei de 40 de ani, dar mi-am dorit-o în copilărie, dar era foarte, foarte scumpă și destul de rară, pentru că era, ce să zic, o jucărie printre cele mai bine realizate din România. Chiar acum câțiva ani, o întâlnire a colecționarilor de la Predeal, au venit, toți colecționarii au venit cu un autobuz ONT, am făcut o autobază întreagă în holul hotelului și în continuare este o jucărie apreciată. Am fost la Muzeul Jucăriilor de la Bruxelles, trebuie să le trimitem și lor unul, le-au plăcut așa de mult. Pentru că numărul jucăriilor a crescut, Asociația Muzeului are nevoie de voluntari care să-i ajute. În păcate, acum suntem puțin depășiți, mai avem mii de jucării care trebuie reparate și care ar sta bine într-un muzeu. Și, în primul rând, o să avem probabil foarte mare nevoie la restaurat, pentru că vrem să facem mai multe astfel de colecții care să se plimbe prin țară. O expoziție e frumoasă, dar în spatele ei se află foarte multă muncă. Sunt zeci de lăzi cu jucării de transportat, de cărat, de pus, de etalat, de șters de praf. Expoziția jucăriilor de la Muzeul Național de Istorie din București poate fi vizitată de miercuri până duminică între orele 10 și 18.